Când a fost Marius atunci când ți-am zis că s-a cu Florin și cu Afanel la Dobre, zice că mâna lupul oile de la spate, de numai, și că tu s-o i-a văzut și a zis, când a dat chiot Florin și ăla s-a luat câinii după el, dar până atunci nu avea nicio treabă. Nu, nu simte, când n-au zis câinii era acolo și eu nu știu. Îl place, ce s-a luat, ce-am făcut. Îmi trece două zile la rând, am coborit de mai de două zile. Două zile? Dar ți-a luat ceva vara asta? Nu. Nu, da? Deocamdată, păi stai cu mai. Bine, că nu s-a încheiat. Dar venit avem și ieri dimineața când se plecă la loc, când e ursul de acolo, așa la zi, când se plecă de mare. Nu, e o singură dată l-am văzut aici, în vara asta. Dar în alt an. E că și de 5 ori pe noapte îl vedeam, nu știu așa. Dar nu mai e ăia periculos, nu mai e aici. Nu mai e acum, până vine altul. Dar ăștia și ca fost până la păi și 50 de când n-a putut să scoată oaia, n-a putut să mai lupete, că după ei mea n-a putut să scoată oaia de lucru. Aruncat cu toporul, să vezi gaură în topor, aruncat cu toporul de lucru. Ei, poate cum o fi în mână așa, că ei ai văzut mai nouă, zici că ei dacă bușiu și e crăpa cu oaia, cum a băgat gura în lucru, să te prindă pe tine. Așa era băta lui Chițurle. Deci că a dat cu burghiu gaură în ea, mă. Da. E nici că un câine ăla, de spunge ăla care... Băi, n-am, nu stă, nu ăla, m-am dus de duci cu topor. Nu știu ca eu. Nu ai stat să mai fac cu pelea. Hai, Andrei, o să fac un video, o fac. Hai că după filmul ăsta să vezi cum vine ăștia bogătașii la peții la ticutul să te ia de nevastă. Cea mai harnică fetiță din România. Cine mai face destea în ziua de azi? Le trebuie bani, băi. Pe alea pe furgaș la vârsta ei au câte 2-3 copii. Aia nu e tot treabă? Da. Crește copii odată cu ele. Și de câte sare? Dai unde la 10 kg, a? La o găleată. Am 36 de kg, are 13 kg o găleată. Da. La două găleți, a? Una. Da, la două găleți cu bătăni. Dar care e mai bună brânza? Băi, ne-a pompi aia de primăvară sau asta de toamnă? Laptele de vacă mai mult și cred că și din cauza că sunt plantele coapte astea. Nu, iarte, nu mai are vlagă iarba în ea și laptele se mai creaz laptele, nu mai e iarba ca primăvara cu vlagă. Lapte numai de oaie nu este brânză ca de lapte numai de oaie. Nu-mi place, când e cu lapte de vacă amestecat, e ce mai bun. Dar și numai de vacă, nu-i numai de vacă. Cum, să faci numai de vacă? Ce asta numai de vacă e? Păi de unde, lapte de oaie, cine a mult oaie cu oaie? Laptele ce munge capurile, le-au dat la căteie. Păi e bună, o, eu n-am știut că poți să faci numai de vacă brânză așa bună. Păi bune! Uite, măi, de noaie, eu am zis că e mix. Este, uite, telemeaua este bună de noaie. Nu, nu, aici e numai lapte de vacă, nu dăm pizza în România.
Că uite, eu mă gândeam că tu faci cu oi, cu de alea cu... Eu oile nu le-am mai mult. Eu de ce le-am luat la aia, de la aia, să nu le mai mult. Bine, ce-o cu zonul Titi, eu să-i dau prin... Apoi? Au Titi ăla, ce... Ah! De cap. Neam de trai să eram. În Rușco mă duc în Germania și îmi fac bani să-mi iau animăluțe și la aia nu facem fermă amândoi. Asta e cu el, nu angajez. Câtă treabă îți face ție fetița asta pentru 10 ciobani. Măriuța? Și mai tare. Adică cu fungarul de acasă. Am găsit un bidon, că n-am avut bidon să-i fac lapte. Deci aveam ca un împun, de l-am umplut și s-a dus cu el liber. De când zice așa mâna și așa s-a dus. Andruș, că tu te-ai văzut cu ursul vara asta cu oițele. Ți-e ți-a făcut daună destulă cățelul, ce să mai vezi ursul? Te-a mușcat cățelul destul. Mai vezi cățelul ăla? Îl mai aveți, a?